Genul programului Talk Show. Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit. Iată, vă spun din nou de aici, din studioul emisiunii 8 și un sfert. Subiectul acestei perioade, știți foarte bine, este până la urmă ce s-a întâmplat la Spitalul Pantelimon, dar nu numai ce s-a întâmplat la Spitalul Pantelimon din București, este, cred eu, imaginea medicinei românești, încrederea pe care pacienții o au în sistemul de sănătate românesc. În această seară îi mulțumesc că a acceptat invitația și că este aici domnul doctor în medicină, este domnia sa, Gheorghe Borcean. Domnia sa a deținut importante funcții în Colegiul Medicilor din România încă de la înființare. A fost vicepreședinte până în anul 2020, când a devenit, până în 2016, iar în perioada 2016-2020 a devenit președintele Colegiului Medicilor din România. Urmând ca în mandatul 2020-2024, adică până acum, domnia sa să fie vicepreședinte tot al Colegiului Medicilor din România. Bună seara și bine ați venit! Seara bună! Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație! Urmează din nou alegeri la Colegiul Medicilor. Exact, dar în luna septembrie-octombrie să fie ciclurile local și național de alegeri. Deci întâi e ciclul local și apoi cel național? Colegiul este structurat după autonomie teritorială, se produc alegeri în de jos în sus în județe, județele își desemnează și aleg un consiliu județean, un birou executiv al consiliului județean și un delegat în consiliul național. Da. Delegatul în consiliul național, unul din fiecare județ, trei din municipiul București, că București este un oraș care are a treia parte din numărul de medici din țară, și câte un delegat al Ministerilor cu rețea sanitară proprie, constituie un număr de 52 de mandate care sunt Consiliul Național. Consiliul Național alege în rândul său, prin vot direct și individual, membrii biroului executiv al Consiliului Național, președinte, secretar general și trei vicepreședinți. Cam asta este modalitatea de lucru. Foarte democratică, se alege toți membrii colegiului cu drept de vot, adică cei cu cotizație la zi, cei fără sancțiuni și așa mai departe, au dreptul, dacă nu și cel puțin obligația morală, de a vota, ca să aleagă organele locale, care organele locale să-și aleagă delegatul în Consiliul Național. În această perioadă sunt convinsă că ați fost sunat. Da. De presa centrală, ați fost întrebat, vi s-a cerut părerea vis-a-vis de ce se întâmplă în cazul Pantelimon. Da. Observăm că în această săptămână judecătorii le-au eliberat pe cele două doctorițe. Și bine au făcut. Doctorițe tinere. Da, și pregătite. Bine pregătite. Lucrând într-un spital mare, într-un centru greu. Dar, din nefericire, căzând pe o acuzație care să ne ajute Dumnezeu să se dovedească a fi nefondată. Aceea de omor cu premeditare, da? Să se dovedească a fi nefondat. Da. Aș vrea să pornim discuția despre acest caz și despre, până la urmă, încrederea pacienților în sistemul de medicină. Am înțeles că la Spitalul Pantelimon nu s-au mai făcut internări, au plecat de la... Da. E o perioadă, imaginea vinde, știți? Scandalul vinde, imaginea contează. Da. Da. Știrile se succed în avalanșă, toate televiziunile au vorbit despre același lucru. Am avut experți de toate felurile, în care știau totul despre noradrenalină, care știau despre șocul refractar, care știau despre intubația orotraheală, care știau de debitul de oxigen, de măsurarea hipercapniei, de circulația periferică, știau de circulația centrală. Adică multe lucruri au aflat oamenii ăștia căutând pe Google. Sigur că da, așa este, toată lumea are dreptul să informeze, să știe, da. Despre ce ar trebui să... Da, am fost sunat și am evitat cât am putut să intru în partea juridică și, de asemenea, am evitat să intru în partea pur medicală, pentru că judecătorul și procurorul n-au judecat partea medicală, ei nu au competența să judece, au luat de bună o expertiză medico-legală, aceea pe care au avut-o,
care expertiză nu a venit din cer, ci a venit la solicitarea unor obiective din partea dumnealor. Adică atunci când se face, că toți s-au auzit de chestia asta cu legală. Mai trebuie să spun ceva ajungem, pentru... Ajungem, da, ajungem. Da, da, că aveți specialitate și de medicină da, legală. Sunt și da, sunt, da, mulțumesc. Că n-am practicat medicină legală, am practicat-o ca și consultant într-un cabinet pe la care am renunțat, că am devenit incompatibil fiind mereu șeful unui departament de jurisdicție și având de judecat și la nivel de județ și la nivel național, având de judecat spețe medicale, am evitat să fac, să mă angajez în legală, unde aș fi putut să dau o expertiză, să dau ceva, un document din mâna mea, care apoi să mă facă să fie incompatibil judecata pe care și-a făcut-o la colegiu, pe aceeași piețe. Și atunci am evitat, am renunțat la partea la care pot renunța și am menționat-o pe cea aleasă, pe cea din cât ca funcție aleasă în colegiul medical. În colegiu, fiind da. Medical exact, ales. Da. Hai să mai vorbim de speța aceea. Vorbim de speța aceea, da. Dar mi-aduc aminte că și dumneavoastră mi-ați propus atunci, în 2022, un subiect la sfârșitul anului 2022. Da. Eram răcit și eram răgușit. Da, era medicina la sfârșitul vieții. Exact, da. Un subiect sensibil și despre legislație de atunci. Da. Iată, nu ascund, acum venind aici am ascultat împreună acel pasaj din emisiunea de atunci și... poate că o să reușiți să plasați undeva în sfârșitul acestei emisiuni ca să audă lumea ce vorbeam acum 2 ani, da? Și vorbeam teoretic și expuneam situațiile de sfârșit de viață, vorbeam despre ce înseamnă trecerea de la medicina curativă la medicina paliativă, despre ce înseamnă trecerea de la paliativă la sfârșitul vieții, vorbeam despre sfârșitul vieții acela care este previzibil, să iertați ghilimele în text, da? la care toată lumea se așteaptă, la pacientul care este în stare terminală, la cărui resurse terapeutice au fost terminate și toată lumea știe lucrul acesta, poate chiar inclusiv pacientul. Vorbeam despre moartea aceea năprastică, catastrofică, care se întâmplă ca un trăs de tăcer senin și care curmă viața și dă naștere suferinței unei întregi familii și a urmașilor și neamuri și apropiaților aceluia și care vor înțelege greu lucrul acesta. Vorbeam despre un sfârșit de viață paradoxal și vă puneam la suflet sfârșitul vieții la nou născut, pentru că există și acela. Vorbeam despre lucruri într-o manieră generală, într-o abordare tangențială a lucrurilor și vorbind atunci că în România nu suntem pregătiți pentru a avea o discuție despre sfârșitul vieții. Așa credeam atunci. Iată că întâmplările acestea nefericite de la Spitalul Sfântul Pantelimon din București ne fac să ne gândim la o reglementare a acestei situații, a sfârșitului de viață. Ea nu există în România. Sunt țări în Europa chiar care au reglementată prin lege organică. De exemplu, în Franța codul sanitar este parte integrantă în Constituția franceză. Este anume făcut așa ca nimeni să nu poată modifice decât Parlamentul. Nu se poate modifica prin ordine de ministru, prin decizii prezidențiale, că Franța este Republică Prezidențială, prin ordonanțe prezidențiale, nu se poate face decât prin Parlament. Și Parlamentul nu o face decât în limitele legii de funcționare a unui Parlament democratic, unui mare democrație cum este Franța. Deci codul sanitar este parte, component organic a Constituției Franței. În codul sanitar francez, din 2005, dar cu un început de dezbatere de prin înainte de 2000, la care am participat, pentru că am fost, fiind vicepreședinte, respectiv președinte al colegiului, am tot fost invitat la adunările generale ale Ordinului Medicilor din Franța, ale Ordinului Medicilor din Germania, și oamenii aveau discuții aplicate, foarte aplicate despre legislație care să vorbească despre sfârșitul vieții, da. Atât în Franța cât și în Germania, care sunt, de fapt, motoarele deontologice ale corpului profesional. Oamenii recunoșteau acolo că, în general, pacientul are două categorii de drepturi în sănătate. Un drept care este în fața statului, dreptul său la sănătate, de care răspunde statul, un drept în fața statului, dreptul general la sănătate și un drept în fața medicului. Și că de acolo vine axioma că interesul societății este de departe superior interesului profesiei medicale și că interesul pacientului este de departe superior interesului medicului. În această relație între pacienți și sistemul sanitar,
unde au niște drepturi în fața sistemului sanitar și între pacient individual și medic, unde fiecare are drepturi. Da? Deci drepturile societale și drepturile pacientului se dă departe superioare dreptului interesului profesiei medicale, respectiv a medicului în asta. Și pornind de la această axiomă, că e practic axiomă, nu mai trebuie dovedit lucrul acesta, așa este de la sine, da, așa, că pentru asta există medicină și medici, ca să facă servicii societății, respectiv pacientului individual. Da. Pentru asta s-au creat, s-au inventat ele în timp. Da. E plecând de la această axiomă, a zis că omul cum are dreptul la viață, are dreptul și la moarte. Moarte fiind o parte inexorabilă a vieții sale. Da. Are dreptul, adică știm la... cu toții că da, se are, va întâmpla. Da, are dreptul la o moarte în demnitate, da. Excludem de aici, atât în Franța și când și în Germania, excludem cu tărie și la început vehement excludem ideea de eutanasie, de a provoca moartea când cineva ți-o cere. Dar sunt țări, nu? Sunt țări în lume, dar nu Franța și nu Germania. Nu. În care corpurile profesionale și societatea încă se opune vehement ideea aceasta, adică s-au făcut dezbateri publici, da. Oamenii aceia, vorbesc acum de Franța, au început dezbaterea publică creând prin anii 1990 și ceva Comisii Naționale de Bioetică, a căror scop nu a fost neapărat acesta de a vorbi despre sfârșitul vieții, ci de a reglementa ceea ce este bine și ceea față de ceea ce este rău în oricare fel de legislație care privește viața omului în societate. Comisii independente, sub jurisdicția camerelor, nu știu care, camera superioară sau camera inferioară a Parlamentului Franței, nu știu exact, am textul de lege acolo, care sunt compuse din medici, din sociologi, din filozofi, din reprezentanți ai bisericilor mari din Franța, care dau verdicte despre tot ce este legislație care privește viața, bunăstarea și ființa umană și societatea umană. Da. Acele comitete au lăsat dezbaterea publică la inițiativa, îi fac un curs de istorie recentă, da, acum, da, da. Da. La inițiativa unui deputat francez de dreapta, medic-chirurg, Leonetti se chema dumnealui, pe care am avut onoarea să-l cunosc și la care dezbatere am participat în acele împrejurări ocazionate de întâlnirile anuale ale ordinului medicilor din Franța, un ordin foarte, foarte puternic, peste 200.000 de medici, da. Imaginați-vă că noi avem 50.000 de medici, la ei sunt peste 200.000. Peste 200.000. Proporțional cu numărul populației. Da. Așa, și Leonetti, fiind medic chirurg și practicând chirurgia și în campaniile care Franța a avut interese și are în continuare în Liban, fiind chirurg de campanie, avea în minte situația tragică din campaniile militare, care zicea, domnule coleg, monsieur George, zicea, ce poți face când îți aduci un camion de rănițe vișerați, amputați și în toate felurile zdrobiți de o bombă artizanală, care erau toți într-o mașină militară sau în două, în care a explodat o bombă? Ce vei face cu ei? Și atunci, zice, nu poți face acela singur fiind, sau numai cu doi colegi fiind acolo în campanie, vei lăsa deoparte pe aceia care sunt vădit fără de speranță, le vei da o morfină și te vei ocupa de ea pe care poți să-i salvezi, având aceea, poate norocul, poate bunăvoința Domnului, ca să apuce să vină ceva, să evacueze din câmpul, din prima linie, să-i ducă într-un spital unde se poată face ceva cu ei, da. Și același lucru se întâmplă în viața civilă, în care ai pe cineva care vădit nu va putea trăi. Pentru că cunoști diagnostic. Un medic știe. Un medic știe și știe și nu face chestia asta de unul singur și consemnează peste tot, o face împreună cu altul, cu altul care n-a tratat pacientul, care vede documentele, care vede starea prezentă și la care se poate lua o decizie. Nu vă spun acum încă despre ce e vorba în acea decizie. Da. Și a lansat această dezbatere în societatea, în mediul medical, apoi în societate, după aia în Parlament, și a izbutit să introducă în legislația franceză sintagma de directivă anticipată. Adică, așa cum cineva astăzi, când merge la medic, ia acela chiar și când îi scoate o măsea, un consimțământ pentru ceea ce urmează să-i facă acum, pe scaunul dentar, să-i tragă o măsea care este cariată și stricată, da? În mod similar, acela, în mod proporțional, acela se poate da o directivă anticipată despre starea sănătății și vieții sale într-un viitor
previzibil sau imprevizibil. Da. Deci a introdus în legislație directiva anticipată ca pe un drept al pacientului de a avea posesia asupra corpului său și atunci când astăzi când știe de el și atunci când nu va mai ști despre el. Și spune, eu când voi fi în situația de a nu mai ști cu mine, vă rog să faceți așa sau altfel. Da. Excludem eutanasia, moartea provocată. Asta se exclude, da. Deci a făcut chestia asta și introducând directiva anticipată în legislația franceză, a putut să meargă înainte și să zică că pe baza unei directive anticipate, deci numai cu acordul pacientului care și l-ar fi dat el înainte, să nu angajeze mijloace eroice pentru cauze pierdute. Atunci când cauza este științific dovedită a fi fost pierdută. În baza diagnostică, a prognostică, a evoluției bolii, a stării vârstei și așa mai departe, da. Fac pugă lateral, dar nu-mi pierd ideea. Eu am văzut certificatul de ce s-a fiertat răposate reginei Elisabeta Mai Britanic. Pe certificatul său de deces, cu un bun simț și o discreție englezească, scria ca și cauza decesului vârstă foarte înaintată. Da. Nu știm ce au făcut aceia în timpul ăla și ce măsuri de resuscitare au luat, dar ea s-a stins cu cauza decesului oficial declarată vârstă foarte înaintată. Același lucru când cineva își prevede dinainte un viitor sănătos fiind sau bolnav, fiind de o boală despre care crede că va ajunge în situația, dă o directivă anticipată validă juridic, medicul ar fi obligat să țină cont de acea directivă. De exemplu, sunt directive pe mine să nu mă resuscitați. Da. Asta vreau să vă întreb. Da. Ce fel de redirective? Da, directive de exemplu putut, aceasta. Încep cu aceasta. Dai, da. Știți? Da, pe mine să nu mă răspund. Ajung în situația așa. Ei, în acea situație și de atunci, de la aceste idei generale, am pornit și am elaborat un proiect de act normativ pe care sigur o să-l scoatem în discuție, pentru că va fi nevoie și în România, chiar dacă nu avem acel comitet de bioetică, va fi nevoie de o dezbatere publică în legătură cu această situație care s-a evit acum. Dar toată lumea știe, sau mă rog, cei care au umblat prin spitale, au avut aparținători sau care au fost ei înșiși și au stat într-o secție de terapie intensivă, au văzut că moartea se învârte cu coasa pe acolo. Da. Deci doamna cu coasa e... Doamna cu coasa este o peiorație, o trivializare a unei situații care o trivializare ca multe trivializări foarte nefericită. Da. Și care va rămâne ca o ștampilă care s-a imprimat pe mintea în hardul cetățeanului. Da. Și că nu trebuia să se întâmple. Că lucrurile astea nu se judecă în presă și nici în mass media. Se judecă într-un tribunal, într-un orice țară. Judecata spețelor se face de către instanțele judecătorești și nu de către altcineva. Nu se face nici la televizor, nici în piața publică. Numai în instanță se face judecarea spețelor. Doctorii nu se judecă ei între ei, frizerii nu se judecă ei între ei. Toată lumea este judecată de către instanțele de drept ale statului acelui. Asta e un semn. Pe baza unor dovezi. Exact, este un câștig al democrației. Asta pornită din vremea lui Descartes. De atunci a început lucrul acesta și s-a cetățenit peste tot în Europa. Nimeni nu se ocupă de împărțirea dreptății în societate decât justiția. Da. Asta e puterea judecătorului. Una dintre puterile de stat. Și justiția nu se face public în mod... Nu se face în piață. Că piață poate fi televizorul, ziarul, radio, toate așa mai departe. E același lucru. Se face acolo în sala de judecată cu probe. Da. Și ne întoarcem și vorbim despre legea lui Leonetie. În sfârșit, Leonetie a izbutit să introducă în codul sanitar francez... Ar fi societatea românească pregătită pentru astfel de dezbatere? Doamna Cornelia, credem că nu este pregătită, dar aveam o spaimă despre ceea ce ar zice biserica. Noi suntem și despre biserică, da, pentru că suntem da, aveam o țară o spaimă, ortodoxă. Aveam o spaimă despre ceea ce ar zice biserica. Și sunteți un apropiat, pentru că ați fost în Consiliul Eparhial. Și în Adunarea Națională Bisericească, da. Și, da. Despre asta nu se vorbește, da, așa. Dar nu cred că biserica, dacă ar fi chemată și consultată ea un Consiliu de Bioetică al, al,
al adunării bisericești există, dar așa, compus din ierarhi cu preocupări de etică și religioasă și creștină și etică de asta la laică. Dar nu cred că ar putea să zică ceva de vreme ce în Biserica Ortodoxă noi știm acea rugăciune pe care am zis-o, aceea din liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, aceea cu cealaltă vremea vieții mele în pace și într-o pocăință, sfârșit creștinesc, neînfruntat, fără durere. Da? Există aceea și de la Ioan Gură de Aur, citire. Da? De vreme ce în taina Sfântului Maslu se zic rugăciuni de dezlegare pentru cei în suferință, nu chiar le spune că să ia Dumnezeu, dar să ia fără durere. Da? Adică să treacă la cele veșnice fără durere, fără suferință. De vreme ce acelea sunt în Sfântul Maslu de vieții și există și alte rugăciuni de dezlegare care se spun la căpătuiul muribundului. Deci biserica are și cutumier și în mod tradițional chestia asta și nu poate să aibă, preotul fiind un om care merge la căpătuiul multor suferinți, nu merge numai la nunți și la botezuri, merge și la înmormântări, merge și la să împărtășească muribunzi. Exact. Și vede chestiile astea, aceste, vede lucrurile și vede suferința nemăsurată a unora care nu trec la cele veșnice decât cu mare greutate și cu chin și cu un fel de pedeapsă, de tortură pe care o suferă înainte de a trece unde ar trebui cu toții să trecem. Da? Atunci am nădejde că biserica nu va refuza, cel puțin nu va refuza inițial o astfel de dezbatere. Da? Biserica va trebui să fie societatea întreagă, va trebui să participe societățile, asociațiile pacienților cu boli incurabile, pentru că există deja, va trebui să fie acolo și sociologi și filozofi și oameni de drept, juriști, care să pună în lege ceea ce vom zice acolo, să pună în text de lege lucrurile acestea. Va trebui să găsim o cale prin care în codul penal să nu se mai scrie, să nu mai fie scris, să dea o excepție la ceea că citesc din memorie pe la în articolul 191-192 din codul penal, zice că omorul la cerere și din milă este la fel de omor ca și celălalt. Ceva în felul ăsta este scris acolo. Să dea o excepție că nu omorul, ci neangajarea de mijloace care în franceză se cheamă acharnement terapeutic de rezonabil, încrâncenare terapeutică nerezonabilă, pentru o cauză pierdută. Noradrenalina, să zicem, da, așa. Noradrenalina nu este noradrenalina, nu este un mijloc excesiv, el este un mijloc uzual. Adică de acum înainte toată lumea va ști ce este noradrenalina. Toți o să știa, o să știe ca aspirină, dar o să zic că e bună și de pus peste zacuscă, ca să nu se strice borcanul. Așa o să creadă lumea, dacă toată lumea o știe, dar până acum deodată am aflat cu toții că ce grozav e noradrenalina. Da, ea are și ea efectele. Câte miligrame și câte, cum? Și cum se scade și de ce se scade și aia și aia altă, dar delicat. Știi? Când cineva are, și toată lumea știe ce înseamnă șocul refractar de acum și cum acționează noradrenalina și ce se întâmplă cu ea, dar nu, problema nu este acum pur tehnică medicală, câte grame, câte miligrame, problema este că acolo s-a făcut acuzația că doamnele doctor, colegele noastre pe care le apărăm până în pânzele albele, ar fi intenționat moartea pacientului aceluia și pentru asta au folosit o tehnică medicală, adică au scăzut o doză de adrenalină, aceea de inotrop pozitiv, că este o categorie de substanțe inotrop pozitive, de suport inotrop, da. Unii savanți, unii experți, unii medici din specialitate, că le-au luat apărarea în mod teoretic, vorbind despre faptul că dacă o scaz brusc se întâmplă așa, dacă o scaz recent se întâmplă altfel, dacă nu asociezi cu alt medicament se întâmplă altfel. Nu știu, argumentele procurorilor nu s-au bazat pe lucrul acela și probabil că acelea sunt argumente medicale pe care ei le-au avut și ele. Deci probabil s-au bazat pe ascultările telefonice, pe afirmațiilor. Și alea sunt lucruri care țin de procurori. Colegiul medicilor a judecat la începutul lunii mai. Urma să vă întreb. Colegiul medicilor a judecat această situație? Principiul, cum a spus și la lege, peste tot este al teritorialității. Da?
Orice faptă pe care o face un medic membru al unui colegiu teritorial este judecată în acel colegiu. Da? Colegiul acela are instanțele sale de judecat, comisie de jurisdicție, comisie de disciplină, care dau finalmente o decizie în colegiul medicilor din comisie. Portofoliul, instrumentele comisiei de disciplină, atât județene cât și a comisiei superioare, nu cuprind audieri de martori alții decât medici, nu cuprind audieri de martori alții decât părțile împricinate, părțile direct implicate, adică doctorul respectiv, pacientul sau familia celui care reclamă. Deci eu n-am voie la colegiu să iau martor pe femeia de serviciu care dădea cu târnul acolo printre injectomate ca să-mi spună ea ceva. Asta nu intră în portofoliul meu la colegiul medic. Bine, și e normal să-l iei ca martor pe... Nu știu, nu în instanța colegială. Da, în instanța juridică înainte poți să iei pe oricine. Martor care a fost acolo poate să dea și coroborezi probele ca să te ducă la rezultatul pe care îl urmărești, pe care îl consideră a fi acela al faptei, a judecata faptei. Nu la colegiu. Colegiul este al medicilor, da. Deci și colegiul medicilor audiază și pacienții sau familia pacientului? Da, audiază părțile împricinate, da. Deci părțile direct implicate, cel reclamat și cel și reclamantul. Mm-hmm. Asta n-am știut, adică da, m-am gândit că doar partea medicală. Nu, intră în atribuțiile noastre, adică eu am nedumeriri în legătură cu reclamația unuia pe care o face împotriva unui doctor de aici, de la Reșta, din Caransebeș, și îl chem pe om să mă lumirească și să producă probe mai multe decât a scris în reclamația inițială. Argumentează cu ceva ceea ce spui acum. Adu probe în afirmațiile tale, da? Și îl chem pe om să spună. La fel cum îl chem și pe medic să se apere față de probele acelea. Niciodată n-am făcut, se poate face și în contradictoriu, dar niciodată n-am făcut audierea în contradictoriu. Adică să nu transformăm în viață. Bânci. Dacă noi nu suntem, n-am aprod și n-am gardian ca să-i scoată afară din sală. Luăm pe rând odată, într-o zi unul, într-o zi altul, într-o zi unul, până când ne facem imaginea despre ceea ce s-a întâmplat, despre împrejurările care au dus la incidentul care este reclamat. Da. Colegiul Medicilor București a studiat foile de observație, diagnosticul, indicație terapeutică, ce a scris în foaia despre administrarea de faimoasa noradrenalină, ce au scris ei acolo. Eu n-am mai văzut cum s-a și administrat. Că nu era treaba lor, nu mai putea să facă probleme, acele le-a cules procurorul. Mai târziu a avut timp să le facă. Lucrurile s-au întâmplat în sfârșitul aprilie. Da. Și judecata procurorului s-a dat acum 2 săptămâni. Adică, iar colegiul a judecat în mai. A terminat 10-12 zile, adică a văzut foi de observație, diagnostic, indicație terapeutică, ce s-a scris pe foaie ca și doză, ca și administrare, alea au fost, el n-a putut să verifice ceea ce ziceau asistentele, că pe foaie scria 20 și de fapt voiau să scrie 1, ci era în foaie, pe probe scrise, pe scrisul medico-legale, mai mult. Contestația și a dat decizia în Colegiul București. Contestația împotriva unei decizii a unui colegiu teritorial se poate depune de către părțile interesate, adică de către cele două părți sau, care se află acolo, acuzator și acuzată, în interval de 15 zile. Da. Au trecut acele 15 zile până când s-a răbufnit scandalul pe rechizitoriu. Vezi? Deci Colegiul Medicilor România a cam epuizat căile de cercetare în speța aceasta de la Spitalul Sfântul Pantelimon. Ce am putea să mai vorbim despre asta? Despre asta n-ar trebui vorbit. Despre faptul că unii au zis că expertiza medico-legală a fost în sprijinul procurorilor. Da. Putem vorbi se despre poate asta. Face asta. Ca expertiza medico-legală să fie în sprijinul procurorilor și nu al colegilor medici. Expertiza medico-legală este un document care nu apare pentru că așa vreo legiști. Când îi se cere unui organ medico-legal, unui laborator medico-legal respectiv Institutul de Medicină Legală din București, când îi se cere o expertiză, procurorul sau polițistul de caz solicită obiective. El nu-i cere, fă-mi o expertiză, un curs de terapie intensivă despre nu știu ce. Îi pune niște întrebări. Dacă reducerea substanței cu doza de la până la putea să cauzeze efectul acela, dacă doctorul trebuia și putea să știe că reducerea poate să ducă la efectul nedorit, dacă se face dovada din înscrisurile acolo că doctorul a dorit, a făcut intenționat reducerea ca să obțină efectul morții acelea. Astea sunt întrebări pe care le pune procurorul. Medicul legist nu răspunde la alea, el nu face expertiza ca pe o poveste de un creangă.
El face răspunzând la niște obiective pe care le pune procurorul. Dacă procurorul așa a pus obiectivele, el n-a avut decât să răspundă la chestia. Atât dacă l-a învățat știința sa. Și știința sa este aceea a unui specialist care învață ani de zile în rezidențiat cum se face expertiza. Ei sunt singuri care învață expertiza ei și de la capacitate de muncă, de la Ministerul Muncii, care au ca specialitate a face expertize, a lumina judecătorul respectiv la capacitate de muncă. Deci, de fapt, ei fac medicină și apoi își fac specializare. Cum fac eu chirurgie rezidențiat sau ortopedie, el face medicină legală rezidențiat și învață, nu în modul acesta peiorativ că ei sunt doctori de cadavre, nu. Ei sunt doctori de oameni vii. De oameni vii, de oameni bolnavi, de oameni violați, de oameni vătămați corporal prin agresiune, de oameni vătămați prin accidente rutiere, de oameni intoxicați în câmpul muncii, de oameni. Sigur, se fac și autopsii. Dar toate acestea se fac cu scopul de a lumina pe cel care judecă, de a da informațiile, pentru că judecătorul nu are de unde să știe chestiile. A făcut dreptul. A făcut și el 2 luni de medicină legală, dar judecătorul și procurorul au făcut facultate de drept. Și pentru aia există medicul legist ca să fie întrebat, să-i se ceară obiective în expertiză ca să lumineze, să eclereze, nu știu, ca să-l facă deștept pe acela, pe judecător, pe să înțeleagă acel fenomen tanatologic, acel fenomen patologic care a dus la prejudiciu pe care el judecă. Despre asta e vorba, iar a face astăzi discuții de genul acesta despre colegii legiști că sunt incompetenți, că asta este o eroare, este o abordare greșită, pentru că aceia sunt colegii noștri, ca și noi. Noi că vorbim, acum vorbesc din interiorul colegiului, suntem colegiul tuturor medicilor. Și al celor legiști. Exact, și aceia sunt medici, au licență de medici, au absolvit facultatea de medicină și au făcut specialitatea medicină legală. Da, instituțiile de medicină, rețeaua de medicină legală are o dublă subordonare, Ministerului Sănătății și Ministerului Justiției. Subordonarea și actele de reglementare sunt ale acestora, da. Consiliul Superior de Medicină Legală este organismul care diriguiește activitatea medico-legală. El are în componență delegat al Parchetului General, are în componență delegat al Ministerului de Justiție, are în componență delegat al Ministerului Sănătății, are în componență delegat de la funcție de circumstanțe delegat de la Ministerul Apărării, la Ministerul de Interne, da, care au niște interese în spețele medico-legale. Deci nu e un organism compus doar din legiști care taie morți. Înțelegem. Și tot așa s-a vorbit de lipsa în legislație și de faptul că de lipsa în legislație a apărării cumva a medicilor, pentru că medicilor le e teamă și încearcă să facă în așa fel încât să se apere pe ei. În situația aceasta, cetățenii au înțeles că fac să se apere pe ei și nu să-i trateze pe pacienți, nu? Că așa se înțelege. Da, definiția medicinii este aceeași știință și artă, vom vorbi și despre diferența de aceste două, să mă aduci aminte, da, așa, care scop este vindecarea bolnavului. Da. Pe cale de consecință, dacă bolnavul nu se vindecă, medicina nu a greșit, nu și-a atins scopul. Totdeauna se vindecă bolnavă. Deci trebuie cumva schimbată în concepția, în accepțiunea generală că medicina nu ratează atunci când pacientul se prăpădește. Moartea nu este definită ca atunci când medicina nu mai poate. Moartea există ea în sine, este în sine, ea este, din canzich, că zice Neamțu. Ea este, da. Nu se datorează eșecului medicinii. Nici medicina nu este aceea care trebuie să țină pacienții departe de pacienții finali, departe de văzul societății, ca să nu tulbure cumva distracția de la Antold și de la Nevarsi. Deci nu asta înseamnă medicina. Medicina înseamnă a trata în limita posibilităților, a științei, a protocolelor, a bunului simț și a cunoașterii, a artei și a meseriei tale, a trata pacientul de la preveni boala sa până la a vindeca inclusiv complicațiile. Asta înseamnă atunci când există resurse. Dacă când resursele sunt epuizate și despre asta vom încerca și o să vă citesc cam cum am văzut niște linii directoare în legătură cu sfârșitul vieții. Dar oricum, sfârșitul vieții, vă repet, va trebui să facă obiectul unei dezbateri. Nimeni nu se va angaja la chestia asta. Am vorbit deja cu parlamentari din
arcurile, toate părțile, și de la putere și la opoziție. Ce spun? Sigur că este foarte interesant, domnule doctor, știți, mai putem vorbi, dar să treacă alegerile, că nu asta credem... Asta urma să spun, este și în preajma alegerilor, da, sigur nimeni nu va aborda asta. Dar nu credem că asta este un subiect pe care ar trebui să-l abordăm noi, ci mai degrabă dumneavoastră, care vă aflați mereu. Da, zic, dar e nevoie de legislație pe subiectul ăsta, de nevoie ca să înțelegem de la început unde ne aflăm, împreună să înțelegem și dumneavoastră și noi să înțelegem, ca să înțelegeți nevoia punctuală de legislație, adică să-mi dați mie lege care să-mi permită să scriu un cod deontologic ce urmează să vă citesc. Pentru că nu am, dar nu am nici în codul penal un suport, nu am nici în legislația generală un suport despre chestia, nici în legea sanitară, nici în alte legi, legea drepturilor pacientului, există suportul ca să scrii chestia asta, da. În principal, ca și Leonetti în Franța, trebuie să introduci directiva anticipată, să introduci voia pacientului în chestia, ce dorește el. Păi repet și voi repeta mereu, excluzând eutanasia și sinuciderea asistată medicală, excluzându-le pe acelea, care sunt acte odioase, da? în opinia noastră, cel puțin acum. Da, vedem. Dacă societatea se modernizează, devine mai pluralistă, mai... O vedea ce să fie. Și mi-aduc aminte prin... Mai libertină, înainte, mai înainte, da, mai libertariană, nu neapărat libertină, da. Da. Mai aminte, înainte, da, de 2000, la o întrunire a medicilor din Germania, a fost invitat un coleg din Olanda. Și acolo tocmai se referase eutanasia și ei aveau o dezbatere pe subiectul acesta, că nu. Nu, adică cu, și cu ho. Medicii ziceau medici în Germania, nu? Da, da, medici în, da, Germania. În Germania, da. Și medici olandezi ce ziceau? Era invitat, colegul acela nostru era invitat ca să vorbească despre situația legală din Olanda în legătură cu subiectul acesta. Și omul a venit la microfon, la microfonul, a sudat-o, s-a șters pe față și a zis: este rușine că mă aflu aici în mijlocul dumneavoastră ca delegat, ca reprezentant al unui ordin medical dintr-o țară în care s-a legiferat eutanasia, în condiții care era. Da, zice, suntem foarte mulți medici care suntem foarte împotriva acestei chestii, da, așa, dar legiuitorul și societatea noastră a considerat că așa trebuie să fie și că deocamdată nu ne poate obliga pe cei care nu vrem să o facem să o facem, dar există unii care o fac, care se încadrează în limita corectitudinii politice din acea țară, dar mie mi-este rușine că mă aflu aici în numele lor, da. Da. E interesant. A zis omul, da. Da, adică a zis-o de la tribună. Da? Și a șters-o doar de pe față, mai de genă. Deci există, chiar dacă legea o va spune odată, lumea are dreptul de conștiință. De? Și poate să zică nu. Așa cum gândiți-vă, există sintagma aceasta de sinucidere asistată medicală. Păi de ce ar trebui să fie asistată medical dacă e sinucidere? Ar putea să fie asistată polițienește, de exemplu, să vină să-l împuște, dacă vrea așa, da, să se dea o gloză, nu să-l fac un medic. Da, da, corect. De ce medical? Corect. De ce medical? Că este un act de voință individuală păcătoasă. Da, mă rog, nu e treaba noastră, vorbim despre asta, că e păcat sau nu e păcat, vorbim despre partea laică, da? De ce neapărat medical? Dar putea să fie farmaceutic, putea să fie... De la CFR, la calea ferată, da. Dar fiindcă trenurile trec mai rar, adică o dată. Asta, da, urma să spun, că acolo e o problemă cu trenul. Bine, nu știi când vine, stai pe acolo zi întreagă, da. Nu știu, e derizoriu să vorbim așa despre asta. Deci o dezbatere publică se va naște. Poate cu ocazia aceasta, apucând să citesc ce am schițat... Era schițat de acum 2 ani de când am vorbit. De atunci era schițat? Sigur că da, dar atunci n-am îndrăznit să deschid subiectul punctual așa cum este scris acum, ca și bază de discuție, da? Pentru că mi s-a părut totalmente prematur, da, atunci, da, adică nu îndrăzneam să o fac, da. Da, v-ați gândit la ea. Da, era deja scrisă. Asta e varianta de atunci, ce să o citesc, da, era scrisă. Ne spuneți. Vă citesc, e o pagină, da. Și vă și explic, dau și explicații, da. Dar acum, după ce s-a întâmplat în luna aprilie, mai și-a dezbătit scandalul acesta, constatăm că nici atunci nu era prematură. Pentru că posibil ca lucrurile să mai fi întâmplat, posibil, da. Și că doctorii nu au protecție în legătură cu asta, cu subiectul, nici pacienții nu au protecție, da.
Și s-a mai vorbit ceva și aș vrea să vă întreb și asta despre faptul că în secțiile de ATI din majoritatea spitalelor sunt așa un fel de secții de ultim, nu știu, ele n-ar trebui să fie așa, dar așa se întâmplă. Ba, așa este. Așa este și așa și trebuie să fie. Pentru că oricare spital care are un număr de secții, neurologie, pediatrie, obstetrică, ginecologie, neurologie, chirurgie generală, traumatologie, boli interne, au un număr de pacienți a căror patologie depășește resursele unei secții nouă, adică care au nevoie de suport inotop, de adrenalină, care au nevoie de intubație orotraheală, care au nevoie de suport vital, care au nevoie de hemofiltrare, de dializă, de chestii astea, care au nevoie de transfuzii de sânge, lucruri care se fac în terapie intensivă, care sunt în portofoliul acelei specialități. Da? Și atunci pacienții de aceea gravitate din toate secțiile spitalului ajung în terapie intensivă. Nu sunt pacienți, nimeni nu se internează direct cu foaie de observație în terapie intensivă. Pacientul se internează politraumatizat prin accident rutier sau căzut de pe pod sau știu eu cum, în secția de chirurgie, dar merge în terapie intensivă. Sau se internează la neurologie cu accident vascular cerebral în comă și merge la terapie intensivă. Sau se internează la cardiologie cu infarct miocardic, cu șoc cardiogen și merge la terapie intensivă. Medicul de terapie intensivă nu neapărat că este un medic al medicilor, dar este medicul care se ocupă de suportul unui organ, a unei funcții, a mai multor organe, funcții, suportul avansat al unor organe și funcții, da. E avansat, așa îi se spune, da. Adică mai mult decât poți face într-o secție uzuală de boli interne, unde nu stai cu monitoarele după el, nu stai cu masca de oxigen, cu CPAP-ul, cu intubația orotraheală, cu toate celelalte, cu suportul, știi, cu injectomatul, cu adrenalină. Așa, da. Cu injectomatul. Da, și atunci acestea sunt de apanajul terapiei intensive. Și da, nu din cauza că terapia intensivă e ca ucidit, ci din cauza că acea patologie care ajunge în terapie intensivă este de natură să-l apropie pe pacient de sfârșitul zilelor sale. Dacă funcția nu poate fi restabilită, dacă nu sunt regulă. Da. Vă mă întorc acum cu 2-3 ani în urmă, pe timpul când vorbeam despre asta, când eram în pandemie. Da. Păi în pandemie secția de terapie intensivă era întinsă pe 5 etaje la Craseneș. Adică oamenii aveau pacienți pe respirator și la etajul 7, că era plin, și aveau și la etajul 5, și la 4, și la 3, pe aripa aia unde erau pentru pacienți COVID. Da? Că spitalul fiind așa construit, așa a făcut Dumnezeu să l-a construit cu 3 corpuri, cu trei accese, da. Cu 3 scări. S-a putut scurcircuita circuitul general ca să rămână doar pe aripa spitalului pacienții cu COVID și în starea aceea. Și atunci vă spun că la timpul acela, și acum o să urmeze reclamațiile pentru asta, acum vor porni după informațiile din presă de acum, la timpul acela terapia intensivă avea la noi vreo 12 paturi. Avea câte 20 de pacienți pe ventilator. Da, în sistem avansat de susținere respiratorie, care erau fără resurse. O bună parte era plămânul tot închis pe tomografii, pe astea la alte și să mă iertați de vorbirea peiorativă, gâlgâia apa în plămâni și aparatele mergeau în continuare ca să dea oxigen. Ca să-l ții. Da, să-l ții, cât de cât, da. Adică știai că el este... Știind că și auzeam pe timpul ăla deja pe unii zicând că boala nu există, că e o gripă, că eu nu știu ce. Erau colegi care au murit de boala asta. A fost eu bolnav de 2 ori, a fost copilul meu bolnav în timpul ăsta și mi-era greu. Sigur, are dreptul fiecare la opinia sa despre ceva, dar opinia ta, dreptul tău la opinie, se oprește atunci când tu tulburi o societate întreagă și sădești ca medic neîncrederea în ceva care este de o grozăvie nemai întâlnită în ultimii 23 ani. Mulți medici au spus atunci că doar o gripă. Sigur că da, mulți dintre ei s-au îmbolnăvit, unii au și murit după aceea. Și majoritatea celor am făcut o cercetare, mi-am permis să o fac, puteam să o fac, dar eram în locul în care puteam să o fac, dar majoritatea dintre aceia care perorau împotriva vaccinării și că nu există boala și nu știu ce, i-am găsit în Registrul Național de Vaccinare vaccinați. Majoritatea dintre aceia care vorbeau împotriva vaccinării erau vaccinați, de fapt. E o chestie de discutat, dar
Și nu pot mai mult decât asta să zic, pentru că după aceea mă întreabă cum am intrat registru. Am intrat, da. Că se putea, eram în locul în care gestionam. Da. Și puteți intra. Da, majoritatea erau vaccinați dintre aceia, da. Și asta spune mult despre calitatea lor și despre ceea ce îi mâna în declarațiile astea. Cum zic, era greu pentru noi, pentru tot corpul profesional care s-a angajat atunci, s-a angajat plenar, cum se zicea pe timpul nostru. S-a angajat plenar la lupta aceasta. Dom'le, așa au fost dispozițiile, facem și vaccinare și izolare și purtăm și mască și aia și aia, și costume, costume anti-destea de cosmonaut. Da? Toate astea le facem ca să stăpânim în timp evoluția bolii, să o stăpânim. Am făcut-o și altul, să vine să-ți spună, stând în fața calculatorului și stând cu ușa închisă la cabinetul medical, neprimind pe nimeni, de fapt, consultându-i prin geam, așa, să zic că boala nu există. Sau online. Și mai grav. Da, și mai să spună că boala nu există când copilul meu a fost bolnav, când eu am fost bolnav de două ori, da. Mi-a fost greu să zic. Când am avut colegi care am lucrat împreună, am operat pacienți COVID, spitalul era suport COVID și primeam și din Gor și din Mehedin și din Timiș. Și operați? Ați bolnavi. Operat atunci? Da, sigur că da, bolnavi de altceva, de ocluzie, de arteriopatie, de infarct mezenteric, de fracturi, care aveau COVID. Erau COVID pozitiv și trimiteam coace, da. Și trebuia să ne îmbrăcăm în niște costume de protecție, cam ca un fel de Gagarin. Copiii ăștia de astăzi, nu știu cine a fost Yuri Gagarin, da. Îmbrăcați și vedeam la televizor, ca Neil Armstrong, îmbrăcați în costume, în toate formele de măști, și cu o chestie care a schimbat paradigma medicinii. Adică noi am învățat să ne izolăm și să ne facem asepsia și antisepsia ca să protejăm bolnavul. Iar acum s-a schimbat 180 de grade paradigma. Toate chestii, toate măsurile astea luăm ca să ne protejăm pe noi de bolnav. De parcă bolnavul era dușmanul nostru. Păi și, probabil. Nu, măsurile erau luate ca să ne protejăm pe noi. Ca să ducem în continuare bătălia, adică să nu cădem noi. Da, era nevoie de medici. Da, era nevoie, da. Dar haideți să ne întoarcem la... Să nu uităm să citim. Da, haideți să citim acum. Ce am zis, față de principiile ce le-am vorbit înainte, astea sunt varianta din de acum 2 ani, care n-a trecut în adunarea regională pentru că s-a considerat că prea e făcută de legiști, că prea introduce o chestie de o noutate pe care poporul român nu e dispus să o primească. Da? Și ziceam atunci, în cazul pacienților cu diagnostice certe, incurabile, fără resurse terapeutice, ținând cont, în primul rând, de voința pacientului, atunci sau anterior exprimată, legal, de o procedură colegială de consult colectiv cu medici neimplicați în îngrijirea acelui bolnav, medicul va alina suferința pacientului prin mijloace potrivite stării sale și îl va asista medical și moral. Adică nu l-am abandonat, face totuși ceva pentru el, chiar și la acela care nu are resurse. Deci cu asta începem, da. Ca să fie lumea convinsă că nu vine la spital ca să-i oprim terapia, ci ca să-i o dăm. Da. 2. Medicul se va abține de a angaja mijloace terapeutice neproporționale cu starea și prognosticul obiectiv determinate și previzibile științific ale pacientului prin ceea ce se definește ca și obstinație terapeutică nerezonabilă în singurul scop de a menține viața în mod artificial, ținând cont de voința pacientului. Totdeauna este de voința pacientului. El va spune când va dorme, bine să duceți cu mine toate luptele până la capăt sau să lăsați ușor ca să trec în mod natural la cele veșnice. Da. Când pacientul nu poate exprima voința sa, medicul este obligat să țină seama de o directivă anticipată, legal exprimată, cu excepția următoarelor situații. În caz de urgență vitală, aplicarea directivei anticipate se suspendă până la evaluarea cât mai amănunțită a situației pacientului. Adică dacă s-a întâmplat ceva supraacut și are o directivă să nu resuscit sau să nu știu ce, mai întâi văd dacă starea lui este aceea pe care a crezut-o el atunci când a dat directiva să nu fie resuscitat sau a făcut o aleșinat că a băut prea multă cafea. Și atunci îl vor resuscita, împotriva doriței sale, voi face chestia asta, da. Deci, este și varianta asta. Nu neapărat, eu zic nu, nu și rămâne nu. Nu, nu rămâne nu. Rămâne nu la conștiința mea, nu la lui, când el nu mai știe să spună. Da? Dacă medicul consideră că aplicarea directivei anticipate nu este potrivită situației date, va proceda la un consult lărgit din care fac parte cel puțin 2 medici care nu tratează pacientul și nu va aplica directiva anticipată în interesul superior al pacientului. Da? Ce? Refuzul aplicării directivei anticipate constituie obiecție de conștiință și de știința medicului. Medicul va registra situația în documentele medicale.
4. Trecerea de la medicina curativă la medicina paliativă se face cu prioritate la solicitarea sau și consimțământul pacientului sau al familiei dacă pacientul este inconștient. Decizia de trecere nu fie cum trece el, când hotărâm noi și în ce condiții hotărâm că ne oprim cu medicina curativă și continuăm cu cea paliativă sau reducem mijloacele terapeutice și dăm paliație. Dăm de durere, ține, sunt oameni care trăiesc cu medicina paliativă ani de zile. Da. Sigur că nu e medicina sfârșitului de viață, medicina paliativă. Sunt oameni care sunt incurabili, au limfoame, au leucemie, au boli care sunt certamente incurabile și atunci el primește în continuare tratamentul de boala aceea, cât mai este acel tratament, dar trece și într-un program de paliație, adică să-i alinăm suferințele, să-i dăm confortul psihic, confortul moral, confortul social, acel de care, la care are dreptul. De? Prin medicina paliativă. Nu medicina sfârșitului de viață. Paliația așa se oprește un timp și vine medicina finală a sfârșitului de viață, aia pe ultima sută. De ce? Alta? E una curativă, una paliativă și medicina sfârșitului de viață, da. Așa, la decizia de trecere de la tratament curativ la tratament paliativ, e o parte cel puțin doi colegi care nu tratează pacientul. Decizia împreună cu susținerile ei se consemnează în dosarul medical al pacientului. Toate acestea trebuie să aibă trasabilitate, să poată fi verificate oricând de către oricine, care să nu poată cineva să spună că ai făcut-o de capul tău. Nu, am făcut-o în mod obiectiv și trasabil. Recunosc lucrurile astea, le scriu, le semnez și am făcut-o. Nu fac acea trecere de la 20 de mililitri la 1 mililitru. 1 mililitru, da. Cu de la mine. M-ați înțeles, da. O fac în condiții obiective, scriem un foaie de observație, vine și colegul meu de gardă, facem ce trebuie făcut, înregistrăm, normăm și ne asumăm chestia asta. Ne asumăm atunci și pentru mai târziu. De? Și în fața profesiei și în fața pacientului și în fața lui Dumnezeu. Acum fac o paranteză. Da. Greșeli în foile de observație pot apărea, că sunteți oameni sunt și umane. Medicii sunt. Sunt umane așa, dar una este ceea ce se poate întâmpla oricui în situația dată și alta este încălcarea cu vinovăția unei norme. Aia este diferența între eroare și greșeală. Eroarea este ceea ce oricine în acea situație putea să pățească. Da. Se putea întâmpla. Da. Bun. Dacă pacientul conștient, într-o stare fără resurse terapeutice datorită unei patologii cunoscute, cu o evoluție previzibilă științifică, cu o suferință fizică și psihică, ce nu poate fi altfel tratată, solicită sedare profundă și continuă, care va altera starea sa de conștiință. Sau dacă inconștient fiind se constată că a avut o directivă anticipată în acest sens, medicul, după ce evaluat într-o procedură colegială anterior descrisă, poate proceda la sedarea și managementul avansat al durerii, continuând alimentarea și hidratarea parenterală. Asta este un alt subiect, termin și vorbesc după aceea. Indiferent de dorința pacientului, dacă medicul consideră că nu se impune această procedură, va apela la consultul colegial pentru a motiva decizia de a nu aplica. Medicul nu va discrimina, atenție, medicul nu va discrimina pacientul din cauza unui diagnostic și prognostic fatal și se va asigura de acest lucru și din partea personalului de suport. Adică acela care este incurabil nu va fi abandonat undeva și va fi îngrijit la fel ca și până atunci, la fel ca și ceilalți pacienți până când l-au obștesc cu sfârșit. Iar legătura cu sedarea finală profundă este o discuție, este capătul medicinii atunci când la sfârșitul vieții există dureri care nu pot fi altfel sedate și există acea angoasă, acea spaimă grozavă în fața morții care deteriorează pe omul acela de termen. Adică îl face să nu mai fie el pentru sine și pentru apropiații săi. Există procedura sedării profunde finale. Adică există astăzi tratamente, medicamente de tipul morfinilor care se injectează în doze progresive, tot pe injectomat. Se injectează, da, așa. Deci se poate verifica. Da, se poate verifica la nivelul cantitativ și al debitului de injecție, de infuzie, care să nu îl ducă la complicația fatală a insuficienței respiratorii și să-l mențină în viață, respirând, ca să poți să-i dai și apă, să-i pui și perfum, să-l îngrijești, să-i speli scarele, să-i faci ce trebuie făcut, dar să nu mai aibă durere. Niciun pic de durere, da. Niciun pic, da. Și cam despre asta este vorba. Această dezbatere, poate pe textul ăsta, poate pe alt text, se va întâmpla. Vă spun că se va întâmpla. Poate nu pe mandatul acesta, că noi urmează să avem alegeri acum la colegiu și este delicat să începi un astfel de proiect, să-l începi în o lună înainte de sfârșitul mandatului, ca să-l lași început în grija unui alt colectiv de conducere. Da? Vă promit că se va întâmpla și dacă voi fi reales într-una dintre funcțiile, poate cea mai mare din colegiu sau, mă rog, într-una dintre birouri, din funcție de birou executiv,
să amorsăm proiectul acela cu Comitetul Național de Bioetică. El de undeva trebuie să plece, adică nu vă ascund că proiectul l-am depus de mult, de mult, la începutul primului mandat al președintelui Iohannis, l-am depus la președinție, dar zicând că președintele fiind de acum un personaj apolitic, da. Da, ieșit din sfera politicului, ar putea gestiona, s-ar putea să, sub umbrela administrației prezidențiale, să ia un astfel de colectiv să-l creeze, după modelul legii franceze, să-l creeze. De... Da, de colectiv de bioetică, de Comitet Național de Bioetică, știi, să-l adică creeze, să exista... și să-l gestioneze, să fie independent din punct de vedere politic, să nu fie nici în subordinea Parlamentului, nici a Ministrului Sănătății, care toți sunt oameni politici, până la urmă, da. Să fie niște medici? Nu neapărat numai medici, nu? V-am spus, să fie și... ceva societal, să fie și biserică, să fie și sociologi, și filozofi, și un om politic, doi, și judecători, de drepturi. Adică să fie lume care să poată să-și dea cu mine. Și îndeoseb judecători care să poată să pună în text de lege ceea ce aceia vor stabili în text moral. Adică morala este ceea ce preexistă legii. Legea vine doar să... Lucrurile se întâmplau pe timpul, înainte de timpul de primit Moise tablițele, se întâmplau. Da. Și la un moment dat, ca să le dea o regă după ce lucrurile acelea s-au întâmplat, Bunul Dumnezeu i-a dat lui Moise table și a spus să nu furi, să nu ucizi, să nu comiți, să nu faci acele lucruri care deja se făceau. Nu? De-aia i-a dat tablița și așa cum se întâmplă lucruri. Da. Și judecătorul, care e Dumnezeu pe pământ, să vină să scrie despre acelea ce să faci, ce să nu faci în termeni legali. Nu? E simplu, e dreptul natural. Așa. Lucrurile se întâmplă și după ele trebuie reglementate. Nu? Cred că ar fi bine să ne oprim, să vedem și ce ziceam atunci, în 2022. Da, dați-mi. Ziceam generalități, acum am pus text. Da. Medicina sfârșitului de viață nu s-a vorbit, s-a criticat doar. Adică ea a fost criticată, moartea în instituția spitalicească, în instituția medicală, a fost criticată ca un eșec al medicinei. Medicul nu mai poate să facă nimic, că nu poate salva pe cel care... Sau chiar și al medicului, mai rău chiar al medicului, da. Este categorisit moarte în instituția sanitară, da. Orice nu este întotdeauna așa și există morți imprevizibile, acele toate ale catastrofice pe care le știm cu toți, accidentele vasculare, infarcturile, toate cele, și există morțile previzibile, să mă iertați încă o dată, nu vreau deci să... Deci există și morți previzibile. Sigur că da, există morți. De fapt, știți cum e? Vedem în filme, știți? Când stau acolo filmele americane... Da, și stau în jurul lui, îl privilegează și doim cu toții, să trăim acel... Hai să mă întorc la acel moment. Cu toții am dorit, dacă ne-ar întreba cineva, am dorit să avem așa, cum spune preotul în liturghie, în fața altarului de vreo două ori, cu fața către credincioșii, de vreo două ori încă în liturghie Sfântului Emot, zice... Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință, sfârșit creștinesc neînfruntat, fără durere. Și răspuns bun la fricoșitoare judecată de apoi, dă-mi-e, Doamne, zice printre altele în acea rugăciune. Este cea mai concisă, cea mai frumoasă frază vorbind despre viața și despre sfârșitul vieții. Este fiecare dintre noi, dacă ne-ar întreba, la o vârstă aceea, nu neapărat ca noastră, un pic mai înainte de a noastră, mai trecută decât a noastră. Și e mai târziu. Mai târziu decât a noastră. Dar bine pregătită dinainte, da? Dacă ne-ar întreba cineva, Doica, în moartea noastră se petreacă așa cum a zis dumneavoastră, ca în filmele americane și mai degrabă ca cele englezești, ca acelea care vorbeau despre burghezia și dulcele sau farmecă, așa, despre oameni care se află într-o situație pe care cu toții și-o doresc. Adică nu neapărat în extremă bogăție, în opulență, dar într-un trai decent. Doresc ca toți aceia pe care îi admirăm acum și vorbind despre orte, am dorit ca să se petreacă în mediul nostru familiar. Da? În patul nostru, în camera noastră, în locul care ne-a plăcut cel mai mult, în așternutul care ne-a plăcut cel mai mult, cu muzica ambientală ne-a plăcut cel mai mult, cum, nu știu, poate înconjurați de toată familia noastră iubită și de toți prietenii noștri dragi așa, în jurul nostru, așa care să ne petreacă din viață încă spre
spre lumea către care vom merge, da, cu toții odată și odată, dar eventual și cu miros al mâncării noastre preferate care să intre pe sub pragul ușii venind din bucătăria acasă. Mă credeți că asta nu m-am gândit niciodată la povestea și cu mirosul. Ca toate acelea să fie în preajma noastră acelea care, de care ne vom despărți. E bună seamă că ne vom despărți. Cam așa se vede moartea ideală din filmele pe care dumneavoastră mi-ați sugerat să vă spun. Da. Și să mai vorbim ceva, împăcat cu oamenii și cu Dumnezeu, dacă se poate, da. Bine, bună împăcare, da. Sigur, lucrul ăsta se poate realiza și dacă el este gândit bine, din bună vreme și pregătit ca intervenție, se poate face, da. E de dorit să se poată face. Pentru aia există medicină paliativă, pentru aia există instrucție de specialitate în sensul acesta, pentru aia există instituțiile care ar trebui să se ocupe sau care ar putea să se ocupe și sunt în alte țări care au suficientă finanțare pentru cei care trăiesc în plin, ca și pentru cei care se retrag. Da. Și mai există și instituția doliului care trebuie suportată, adică familia aceea care pierde pe cineva ar trebui suportată și sprijinită într-un sistem neapărat sanitar, dar trebuie să se bucure de sprijin, nu doar de acel ajutor de înmormântare, acela nu-i tot. Îi trebuie un alt sprijin, nu numai cantitatea sprijinului, ci și o calitate a sprijinului pe care familia în doliu ar trebui să o primească pentru ca societatea să respire mai ușor, să fie mai bine, pentru ca moartea să nu fie privită cu spaimă. Pentru cel care moare și pentru cei care rămân. Sunt multe condiții, dacă și șiuri și astea care ar trebui să se împlinească. Dumneavoastră m-ați trimis la imaginea aceea cu filmele care le vedeți cu perdeaua albă fâlfâind, da, cu geamuri deschise, e important, da, cu nepoței zburând de acolo până acolo. Sigur, da, că da, e foarte frumos, da. Este idilic. Dar nu se întâmplă totdeauna așa. Există acea moarte, există și moartea nepraznică, moartea în accident, moartea prin accidentele, patologiei acute, da? Sunt multe situații, da. Vorbind despre medicina sfârșitului de viață, începând de la o paradigmă groaznică a acestei sintagme, sfârșitul de viață, gândiți-vă la sfârșitul de viață al nou-născutului. Pentru că există nou-născuți care sfârșesc viața, care nu au șansă la viață. Da. Este un paradox, este un scandal pentru firea umană să gândească în felul acesta. Și au fost oameni care au început să gândească la nefericiții aceia care se nasc fără șanse de viață, cu malformații incompatibile cu viața, cu neoplazii congenitale, care îi vor sfârși într-o vreme. Și oameni care au muncit și au gândit la lucrul acesta și care ne-au învățat și pe noi. Că el, sfârșitul de viață, apare și la nou născut. Apoi, sigur, asta este numai un demn să vă gândiți că există lucrul acesta. Da. Și din fericire din ce în ce mai rar, pentru că bolile acelea pot fi diagnosticate prenatal, în bună parte, sigur, care pot fi. Dar că există și tehnici medicale și chirurgicale de ameliorare și a patologiilor congenitale care ar fi fost alminteri incompatibile cu viața, există tehnici chirurgicale astăzi care îi aduc pe oameni, pe copilași aceia în starea de a trăi cu un număr de intervenții succesive, seriate pe măsură ce ei cresc, până la o vârstă la care poate să ducă existență quasi normală. Da, dar mai există partea cealaltă, sfârșitul celălalt al vieții, acela cronic și previzibil, la o boală cronică sau la o vârstă foarte înaintată sau, eu știu, la situațiile care sunt previzibile să se întâmple atunci când medicina în mod obiectiv, după toate datele științifice, toți parametrii care ar fi posibil de evaluat și de obținut prin cele mai performante investigații și prin experiența cea mai desăvârșită a celor care tratează, știu că acea patologie la acel om nu mai are resurse terapeutice, curative. Da, atunci putem vorbi despre, toată lumea vorbește despre medicină paliativă. E o întrebare care se pune, este aceea,
când, în ce condiții și după ce criterii medicina curativă se termină și începe... Și începe medicina paliativă. Da. Cum se termină? Se termină brusc, așa cum se, cum se îndoaie linia de, de cale ferată în Gara de Nord în București? Se îndoaie? Este îndoită în capăt, că acolo ei, da, capătul, da, că acolo, acolo da, capăt, se oprește. Acolo e capătul liniei, da. Acolo se oprește. Așa se termină? Sau există o trecere între una și alta? Care sunt condiții? Desigur, prima condiție este acceptul pacientului. Că acela nu este în starea sa finală. Este un pacient despre care se știe că nu mai există medicină curativă. Da, da, deci va nu... trebui să trecem la măsuri, la măsuri paliative care să-i ușureze suferința, care să-i ocrotească demnitatea umană, acel creștinesc neînfruntat fără durere. Acela despre care vorbeam la început din liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Da. Acela, da. E când și în ce condiții? De bună seamă cu acceptul pacientului, care este conștient la timpul acela. Nu este pacientul comatos în starea sa agonică finală. Este un om care știe că se va întâmpla așa cu el. Și deci care aici, poate da, are... De, poate are îți dorește așa, poate dorește altfel. Da. Deci înainte, în funcție de, și de, primul rând de dorința pacientului, de a medicului, se poate trece. Există astăzi în România competență, atestat de studii complementare în medicină paliativă. Există chiar și câteva instituții în țară. De da, medicină. Există. Da, există câteva secții, câteva de medicină paliativă. Pentru că s-a creat prin act normativ, s-a creat chestia. Legiuitorul, când a creat competența aceasta medicină paliativă a înființat compartimente de această specialitate, nu a putut și nu a știut să facă criteriile după care pacientul ajunge în acea situație, acolo, da? Și până când stă acolo, până când din paliativă, deci nici de sfârșitul vieții. Pentru că paliația nu se adresează sfârșitului vieții. Sfârșitul vieții este acela al acelui care se pregătește un interval previzibil de timp, nu foarte lung, să treacă pe calea drepților, da? Despre asta vorbește medicina, pe de o parte, medicina sfârșitului de viață. Pe de altă parte, vorbește în continuare, vorbește despre medicina acelora care chiar se află la final de viață. Adică sunt oameni care, cu care doctorii se confruntă, care spun sus și tare că nu doresc de îndată ce intră în spital, el spune că nu dorește să fie resuscitat dacă se întâmplă ceva. Spune și sunt, scrie. Sunt. Sigur că da, sunt oameni care au o anumită calitate morală și intelectuală, care au voința aceasta și sunt autonomi pe corpul ăla și spun că nu doresc să fie resuscitați. Delicat, pentru că există o lege a dreptului pacientului, pacientului care spune că trebuie să asculte ce spune el. Da, doar dacă însă legea nu spune altfel. Dacă legea spune altfel și legea spune altfel. Legea spune că medicina este aceea care luptă până la ultima suflare pentru viața lui. Indiferent de ce ar spune el despre viața lui, pentru că corpul uman și viața umană nu este numai o proprietate personală. Este și un lucru de care statele pentru aia au instituit dreptul penal ca să dea garanția că se ocupă de viața omului, de viață și de integritatea lui corporală. Da? Deci, ca să arată la urma prețul. Medicul este obligat lege, conform legii. De lege, da, în situație. El trebuie să țină cont de lege, da. Mai sunt situațiile în care tot în funcție de dorința exprimată, liber exprimată, luminată exprimată a pacientului, îi se spune omului, domnule, ai boala în stadiul în care este și ar mai fi o șansă, eu zic vorbind chirurgical acum așa, ca să facem operații eroice, aia de care vorbeați dumneavoastră, da, pelvectomii, nu știu, rezecții de rect cu rezecții de vezică, cu fistule, cu tanate urinare și cu anusuri iliace și cu enterectomii și cu rezecții de peritoneu întinse și toate celelalte, adică lucruri eroice, da. Și pacientul trebuie să fie acela care să spună da sau nu. Da sau nu. Și doctorul trebuie să zică, băi, totuși, ea există, e scrisă în carte chestia asta. Eu spun că dacă o facem, urmează să ai niște riscuri mult mai mari decât să te pregătești acum, nu peste 2 săptămâni, la operația asta. Și el trebuie să zică așa sau așa. Lucrul se cheamă în legislația franceză acharnement terapeutic derezonabil, încrâncenare terapeutică nerezonabilă.
Adică așa, medicul se străduiește să găsească toate modalitățile pentru... În legislația românească nu există terminologia. Nu există terminologia medicală. Legislația românească spune că medicina este aceea care se ocupă de vindecarea bolnavilor. Vreau să zic că dacă în mod legal, dacă medicul nu izbutește să-l vindece, nu și-a îndeplinit atribuția. Uhum. Pentru că legal este să se ocupă de vindecare, nu de moartea lui, ci de vindecarea lui. Am văzut, am ascultat și am văzut că de atunci erați preocupat de aceste subiecte, dar ele nu erau în dezbatere publică, nu apăruseră și probabil că sunt necesare. Și putem ajunge aici acum la relația medic-pacient. Pentru că e clar că imaginea, nu știu dacă s-a schimbat, dumneavoastră o simțiți că sunteți în legătură directă cu pacienții dumneavoastră. Preocuparea am avut-o și mai dinainte. Scrisesem o carte despre bioetică îngrijirilor medicale la sfârșit de viață, da, așa, și mai scrisesem o carte despre eutanasie. Înainte de chestia așa, aveam în minte bibliografie, aveam în minte constelația juridică și morală din societală în 2010 ați scris, mă uit în CV-ul dumneavoastră, da. Implicațiile bioetice ale deciziilor medicale la sfârșit de viață, da. Era un suport pentru ceea ce urma să vorbesc, să pun în literă la timpul acela cu 2 ani, cu 3 ani, dar pe preocupare o aveam, da. Despre lucrul ăsta, da. Și repetați-mă întrebarea, că m-am văzut așa, despre relația medic-pacient. Da, 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 acolo vreau vedeți, să ajungem, vedeți, relația s-a deteriorat în acest moment, sau nu? Sau poate că ea nu. Se deteriorează permanent și din vina noastră. Știi cum este? La un timp am trăit o perioadă paternalistă a medicinii în care cuvântul medicul era lege, da. Dar când a zis domnul doctor că e așa, nu te-ai mai îndemnat să te mai întrebi și te uiți pe Google, să întrebi și un vecin și altul, cum ți-a spus doctor, așa este, și se mergea pe încredere. Aceea a fost relația paternalistă. Apoi a venit o relație bazată pe medicina bazată pe dovezi. Până aceea a fost medicina școlii, de școală, da. Adică la Timișoara, profesorul Mureșan zicea că nu știu, patologia cutare se rezolvă așa și numai așa și complicațiile acelei patologii se rezolvă așa și școala, toți chirurgii Banat făceau așa pentru că așa era școala medicală. Apoi a venit medicina bazată pe dovezi în care relația între medic și pacient s-a modificat, adică medicul a pus la îndemână în consolidare, în fondarea diagnosticului și a terapiei sale, o seamă de dovezi. Dovezile înseamnă studii, cercetare, bibliografie, cercetare pe internet și așa mai departe. Știi? Și la acele dovezi a putut să aibă acces și pacientul. Da? Îndată ce pacientul a avut acces la medicina bazată pe dovezi, el a putut să ceară și el dovezi, a putut să solicite a doua opinie, a putut să aibă îndoieli în legătură cu asta, a putut să aibă un anumit grad de autonomie de decizie față de boala sa. Asta, autonomia și consimțământul informat, nu a existat întotdeauna. Astea sunt date morale care ne arată și deontologi care ne arată că morala nu a fost pretutindeni și în toate timpurile la fel. Nu? Exemplu cel mai care vine cel mai la îndemână în legătură cu universalitatea moralei în timp și în spațiu este aceea că iată în China, care e o țară avansată în zi de astăzi, care privim cu admirație economic, militar, politic, social, sociopolitic, da? Primim cu admirație către ei, în China nu este nimic ca imoral ca statul să ia organele deținuților care au fost executați și ca să le dea la transplant. Nu este deloc imoral. Nu? Deloc. Îl împușcă, pe ala execută și iar nichi. Da. Și nimeni nu consideră că asta este o chestie imorală. Deci morala nu este, și ea trăim toți în același secol, în același an trăim. Și la ei nu este imoral chestia asta, adică nu este o problemă. La fel după cum în țările orientale, nu este așa de important consimțământul pacientului. Noi ne-am calat pe niște principii care ghidează relația medic-pacient, ultima categorie de principii vine de prin
anii 67, 70 de la o comisie senatorială Beaumont americană, care vorbește despre principiile care sunt autonomia, justeția, nefacerea răului și facerea binelui în relația medic-pacient. Deci autonomia, justeția, facerea de bine și nefacerea răului sunt principiile, cele patru principii și numai ale și nu altele în practica, în relația medic-pacient stabilite de acum anii 70, de acuia câte 50 de ani, da. Și alea vor trebui revăzute pentru că se creează situația în care unul dintre principii îl împiedică pe altul și așa mai departe. Relația medic-pacient în principal este relația între doi oameni, în care unul se adresează altuia pentru că nu are cine să-i facă chestia, nu poate altcineva să-i facă decât medicul, decât acel profesionist. Da. Unul dintre aspectele care decurg din această relație este încrederea. Încrederea în competența lui Lal, pentru că te duci la el, că numai el poate să-ți facă, nu poți să te duci la televizor să te tratezi de ulcer gastric sau de bătături. Evident. Da, va trebui să ajungi la un doctor, da, știi? Și de parte este încrederea, de partea alta este competența. Ea mai departe se consolidează prin aceea că între noi doi, între pacient și doctor, se stabilește și o relație de tip empatic, empatia însemnând a te pune în locul celuilalt și simpatia înseamnă a suferi împreună cu celălalt. Doi lumezi la celălalt, dar nu e același lucru. Una este să te pui în locul lui și altul să suferi cu el. Patein înseamnă a suferi și sim înseamnă împreună și empatie în locul tău. Da. Și toată chestia decurge din aceea că eu medic știu că gândesc despre pacientul meu, dar știu totodată că și el gândește ceva despre mine. Adică nu este doar pacientul, nu este un obiect al muncii mele, nu este ceva care există pentru mine, există în sinea lui și pentru sine, iar pentru mine este un subiect și un obiect, adică pacientul meu nu este acel obiect care mă face să câștig un salariu mare la spital, nu este obiectul muncii mele, este subiectul muncii mele, iar subiectul se definește ca acea trinitate, trup, suflet și spirit. El este o entitate în sine, pacientul, și dacă tu reușești să-ți convingi pacientul că înțelegi faptul că nu este obiect al muncii, ci este subiect al muncii tale, relația se poate face. Asta e foarte greu în zi de astăzi să mai faci chestia asta, pentru că lumea a dorit în urmă, începând de vreo 20-30 de ani în urmă, a dorit o relație foarte tehnică. Adică a dorit să fie pus la aparate, să fie, să ia analiză, a dorit să nu știu ce, și a evitat, sau mă rog, n-a avut încredere în mod deosebit în consultul medicului om, acelui care se așează pe marginea patului și îl pipăie pe burtă și în timpul ăsta îi simte și umiditatea pielii, îi simte și turgurul, tonusul pielii, simte și dacă are un mic tremur de emoție, simte când pui mâna pe cineva și zici că e pulsul unuia. Dar nu e numai pulsul. Pulsul are o grămadă de trăsături, nu doar frecvența, are și amplitudinea și vigoarea pulsului și toate cele care denotă ceva, care face parte din arta medicului și din știința lui. Vorbim și despre știință și artă în medicină, dar este ceva ce vine de la un om la altul, da. Relația aceasta a început să dispară în medicină. În principal, datorită faptului că lumea crede tot mai mult în tehnică, da. De unde știi tu chestia asta? Da? De unde știi tu care e binele meu? Da. Știi, am avut spre o pildă, nu unul, mai mulți pacienți vârstnici, oameni de la țară, da? Cu boli grave, oameni de vârstă înaintate, cu boli în complicații acute și în crucea nopții au venit la spital și au spus, ai peritonită, trebuie să te operezi. Și de ce nu m-aș opera, domn doctor? Că am 89 de ani. Deci omul, da. Păi zic, dacă nu te operezi, s-ar putea să te prăpădești, că e peritonită și uite, se întâmplă așa, 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 așa. Zic, e spre bine de uitale, taică. Și omul, știi, stând de mână și pipăindu-i pulsul, pipăindu-i și zic, domnul doctor, să nu te superi, dar de unde știi care e binele meu? Perplex, nu? De unde știi tu care e binele meu?
Ai dreptate, Taico, cum zici dumneavoastră, eu nu pot să spun altfel, da. Deci experiențele astea le ai și le acumulezi și nu se pun pe aparate și nu pot fi percepute de inteligența artificială despre care se spune că va prelua din rolul de a pune diagnostic și a face. Deci niciodată inteligența artificială nu va face, va lucra toate date statistice, va corobora date statistice din care să scoată un rezultat statistic, numeric, binar. Și nu va face niciodată un raționament medical. Inteligența artificială, spre deosebire de inteligența umană și de algoritmul cercetării care dă diferență între știință și artă, poate da, medicina va fi mai științifică atunci, dar va pierde din ratura sa artistică. Dar nu va fi mai exactă. Nu va fi mai exactă. Nu? Nu va fi mai exactă, pentru că limitele se... Să vezi cum se întâmplă cu medicina clasică, cu medicina carteziană. Este o știință, dar în principiile algoritmului cercetării științifice, de la Descartes, pe care îl admirăm și luăm de părinte al logicii europene, cercetarea înseamnă următorii pași. Da, citesc din memorie, da. Prima dată înseamnă observație. Observi, aduni elemente, faci și azi și mâine și poi mâine și răspui în toată cariera ta. După care stabilești niște legături între ceea ce observi la subiectul cercetării tale, ce observi așa de la el, și simptomatologia sa. Da. Îți faci o teză de lucru, o ipoteză de lucru. Lucrezi cu acea ipoteză, o transformi într-o teză de lucru și faci ceva pe ea după ce ai transformat-o din ipoteză în teză și obții niște rezultate, dar nu orice fel, ci rezultate pe care să le poți repeta ori de câte ori situația este la fel. Da. Da. Asta înseamnă cercetarea carteziană, da. Ori asta nu poate să acumuleze informații, să facă legături între informații, între două surse pe care să le aplice la treia, la persoană, da. Pentru că asta face doar element ca și asta. Puneți-vă în situația în care un pacient într-un salon este văzut de mulți medici. Toți medicii aceia au la îndemână toate datele din foaia de observație, toate răspunsurile la întrebările pe care le pune în anamneză medicul, pipăie la fel, îl ascultă la fel, citește la fel examenele, vede la fel tomografiile, RMN-urile și doar unul dintre ei pune diagnosticul. Când toți au avut la îndemână aceleași informații. Nu? Asta ține de arta lui, aceluia. Nu? De ce te duci la mai mulți doctori și umbli și la... Și toți au aceleași analize în mână. Le duci pe alea și pe alea și te pui pe la fel, te ascultă, îți pune aceleași întrebări, îți smelește pleoapa, îți face... Face tot ce are de făcut, fac toți la fel. Și unul pune diagnosticul. De ce oare? Pentru că acela a avut capacitatea intelectuală, capacitatea intelectului său și artistică în medicină să facă ceea ce ceilalți n-au făcut. Inteligența artificială nu poate face chestia asta în locul omului. Da. Și mai este o chestie. Arta nu stă numai în asta. În mai cu seamă în medicină, în profesiile fizice, medicul se și exprimă pe sine în timpul actului medical. Adică nu este... E nu doar redă ceva. Adică toată lumea învață într-o școală de chirurgie, toți învață gastrectomia la fel, da. Dar unul o face într-un fel, altul o face într-alt fel. La dirijori. Toți dirijează aceeași partitură, da. Da, Karajan, asculți aceeași operă, aceeași partitură dirijată de Karajan și alta de Barenboim. Și este o diferență între ei. Toți cântă aceeași partitură. Deci, artistul acela, toți care pictează un trandafir, văd același trandafir, dar unul face altfel. Îți vine să-l iei să-l pui în piept. Asta înseamnă arta în meserie, da. Asta înseamnă ceea ce dai de la tine, nu ceea ce redai din ceea ce se întâmplă. Ai de dat ceva. Și cel puțin meseriile, profesiile chirurgicale, manuale, în care meseriașul se exprimă pe sine cu mișcarea corpului sau cu limbajul mâinilor, limbajul nevorbit. Da? Dau asta. Ne uităm noi toți ca și chirurgi tineri, ne-am uitat la mari maestri cum lucrează. Da? Ca să învățăm gesturi. Ca să învățăm cum se poartă bisturiu, cum se ține foarfeca, cum se poartă portacul, cum se depărtează, cum se evidențiază leziunile pentru celălalt care te ajută sau îl ajuți. Da? Lucrurile astea se fac parte dintr-un limbaj al corpului nevorbit, care ține de arta omului. Și cu
școală rămânem. Adică le învățăm, le vedem în tinerețea noastră și cu acelea rămânem. Și mai este o chestie pe care lumea nu o gândește, pe care o vorbeam. Știi? Medicul, în general, chirurgul în special, nu este un centru atacant unde stau vedete în orașul său. Mă iertați, mă ușor ochii de la luminile voastre și ușor obosit, da. Dar medicul nu este, în general, chirurgul. Ar vrea să fie un fel de centru, un fel de Ronaldo în orașul său, un fel de... Și nu este, că dumneavoastră trebuie să știți. N-ar trebui să fie, pentru că el nu este doar un om care se ridică cu pieptul, cu detenta sau deasupra lor și dă gol. Nu, uneori nu dă gol. Uneori ratează. Și rateurile acelea te încarcă cu o încărcătură negativă pe care o porți toată viața. Mult mai mult decât golurile spectaculoase pe care le dai. Mult mai tare te încarcă, adică în proporție mai mare te încarcă negativ eșecurile tale, ale tale, ale bolilor, care ori fi ele, ale soartei, pe care le duci mai greu decât succesele alea când ai dat golurile spectaculoase și toată lumea te aplauda, știi? Într-un timp, îmi duc aminte, când erau salarii mari și mărise salariile la doctor și pe la o gazetă din Iași, hai să ne zic, într-un oraș din țară, un jurnalist a zis că sunt niște doctori care au salarii nesimțite și că din cauza asta, da, erau într-adevăr salarii mari, cu sporul de 100%, salarii de ordinul 30-40 de mii de lei pe lună, da, da. Și în conferință de presă am luat lista specialităților și erau medici anatomopatologi la un institut de oncologie infantilă. Și am zis, oare cât de mare ar trebui să fie salariul unuia care face autopsii la copii nou născuți și la copii de 2-3 ani și ori mulți de cancer? Da. Dacă o fi nesimțit sau nu o fi nesimțit salariul acela? Nu e nesimțit. Pentru munca aia. Pentru încărcătura negativă pe care o duce, sigur, aceea în mod deosebit, aceea de care vorbeam, dar și el alții. De unii sunt oftalmologi și operează pe ochi, alții sunt oreliști, operează pe ureche și pe nas, alții chirurgi generaliști, fac stomac, alții ortopezi, alții neurochirurgi, alții cardiologi, dar toți aceia operează pe ce am zis, fiecare pe ceva, dar toți pe coronarele lor. Și relația aceasta, că pornim de la relația medic-pacient, da, și că trebuie să existe înțelegerea reciprocă între cei doi parteneri, între medic și pacient, pentru ca relația să continue. Că dacă trăim altfel de relație când pacientul ți intră în cabinet, se uită la tine ca la un infractor și tu trebuie să ai ca la un delator. Că mâine pleacă, da, de la tine, că mâine pleacă și te părăște, te miri pe unde. Da. Da. Cam despre asta este da, vorba. S-au schimbat lucrurile în ultimul timp, domnul doctor. În ce sens? La ce? La asta, cu se uită la tine ca un infractor, tu te uiți la el ca un delator. În funcție de ce se întâmplă în societate. Dacă există evenimente de formă asta, cum s-au întâmplat acelea de la Pantelimon, avem o secusă, o creștere ascendentă a gradului de neîncredere, da, care va trebui lucrat la ea ani de zile ca să o demontez. Când se face acuzația, când a apărut în mediul public acuzația că niște doctorițe înalt calificate au produs omor cu premeditare, este de o gravitate catastrofală pentru calitatea relației între medic și pacient individual, între medic și sistemul sanitar în general, între pacient și sistemul sanitar în general. Catastrofică va fi reacția, va trebui luni și ani de zile de încurajare și de alt discurs, de fapte bune, de performanțe medicale, performanțe sociale, a sistemului și așa mai departe, pentru ca să trecem la nivelul următor. Deci să trecem, să scăpăm de această pacoste. Da, este clar, simțiți în spitalul din Caransebeș și ne puteți spune câteva. Nu neapărat în spitalul din Caransebeș. Profităm de aceea că suntem, dacă poți profita, că suntem medici, lucrăm într-un spital municipal, într-un spital nu de anvergură,
Dar lucrăm în continuare ceea ce am lucrat. Problema noastră nu este neîncrederea. Sigur, este și neîncrederea, este și faptul că avem și avantaje și dezavantaje cu orașul mic, da? Pe de o parte, este avantajul că pacienții ni se adresează în continuare, nu atât de mult cât am dori, pentru că nu neapărat pentru că au foarte mare încredere sau persistă în a avea încredere în noi, ci pentru că nu au alte locuri unde să meargă. Dacă orașul este mai mare, este mai multe opțiuni private în care canibalizează sistemul, adică sunt aceiași doctori, pe la urmă, care lucrează și acolo și acolo, dar, cum zic, se canibalizează, așa, e frumos spusă, mănâncă între ei, da. Dacă ăsta e cuvântul, te canibaliza, da. Asta este un avantaj și un dezavantaj, da. Pe de altă parte, să știți că lumea s-a deșteptat și că generațiile tineri, mai cu seamă femeile, nu mai doresc să nască în spitalul public, ci o să meargă la o maternitate privată ca să facă acolo chestia, din motive de ele știute. Poate că dintr-o modă că acolo a fost și cu tare și trebuie să mă duc și eu tot acolo și ca să eu mă duc și mai... Ce să și par și mai... Te emancipezi din punct de vedere medical, te emancipezi, da. Dar, într-adevăr, este... Presupun că este mai bine și este o leacă mai performant pentru că este altfel, mă gândesc, pentru că finanțarea este alta, că majoritatea instituțiilor sanitare private au și un contract cu casa de asigurări, adică el primește odată banul de la casă pe care îl primesc și eu sau colegul meu de la Reșița pentru prestație și mai ia și ceva în mână de la pacient. De la pacient, da. Care e legal. Adică oamenii se înțeleg la un contract, da. Și atâta costă, atâta plătește, știi? Și atunci, deodată, se ivește o finanțare mai bună pentru același gest medical, adică un gest, un apendice făcut la Caransebe și decontat cu 1700 de lei, un apendice făcut la Timișoara primește în privat, primește 1700 de la casă și mai primește încă vreo 1700 de la pacient, om. Da, de la pacient, da. Și iată unde este deosebirea între tehnica medicală pe care patronul și-o cumpără și va trebui să o amortizeze, e normal să se întâmple așa, de condițiile hoteliere, care poate să fie ca de așa cum se întâmplă. Gândiți la 1700 de lei un caz cu tariful cazului ponderat pentru anul acesta la Caransebe și la o durată medie de spitalizare de 6-7 zile înseamnă cât vreo 300 de lei pe zi. Cu mâncare, băutură, medicamente, radiologie, tomografie, laborator, salariul personalului, toate astea la alte, pe de 300 de lei nu stai la un motel nicăieri, ca să-ți dea și 3 mese pe zi. Nu? Este? Și cu toate astea trebuie să faci și performanța medicală în 300 de lei pe zi. Da? Ele se compensează prin aceea că unii cheltuie, adică și cheltuie acei 1700 și la alții îi cheltuie sau îți rămân de la ei, îți rămân și la alții cheltuie de 10 ori mai mult. Că și se compensează de la ceilalți, de la care nu-i cheltui banii pe care îi primești. Sunt nou-născuți care nu costă nimic, sunt mamele care au născut pe cale naturală, care nu-s bolnave, sănătoase. Dacă nici, n-au nici, e semnul cea mai mare sănătate, ca o femeie tânără să nască, nu-i de boală, da. Și copilul care s-a născut fără probleme, n-are niciun fel de problemă, suge la mamă să nu cheltui nimic pe lume. Nici măcar scutece, îi cumpără pamperi și nu le spală, mai înțeles, da. Da. Și altele de forma asta care nu produc cheltuială și îți dă voie să angajezi cheltuieli mai mari la pacienții cu probleme serioase, care și ei sunt deja mai bine plătiți ca un indice de complexitate a cazului și mai bine finanțați de casă. Se spune că la spitalul din care înțebești n-ar mai fi datorii, că e într-o situație financiară bună. Adică cum să vă explic, am pierdut în bună parte contactul cu administrația spitalului, am putut constata doar că n-am mai avut restricții la a-mi comanda temir ce ți-ar trebui, ce șurubărie de titan, ce chestii de astea. Nu mi s-a pus o preliște că nu sunt bani sau că nu mai îmi dă furnizorul pentru că n-am mai achitat facturile. Dacă tot ați vorbit de titan, aș vrea să zic că n-am știut și azi am aflat că ați adus în 2006 la spitalul din Caransebe și probabil că și la cel din Reșița. Mai târziu la Reșița, mai târziu. N-am dat-o imediat. Da, din 2006, protezarea șoldului. Da, Programul Național de Endoproteză. Și este un program nou, nu știu cum îl cheamă, al programului de,
de endoproteze. Dar nu puteam să nu spun, că mie mi se pare o știre, eu abar n-am avut. Dar nu e un cap de țară. Acum se face în multe locuri proteze de șold. Atunci nu se făcea în așa de multe locuri. Bun, acum oricum se face județ, și la Reșița. Acum în județ se face la Reșița și la Caransebeș, dar atâta noi la Caransebeș, cât și colegii din Reșița, am pus deja și proteze de genunchi. Adică am avansat în tehnică și am pus și genunchi, da? Nu am fond, adică fondurile sunt și ele limitate la o sumă de bani. Deci atunci ai preferat să pui mai multe proteze de șold, că sunt mai mulți aceia cu suferință de șold, decât să pui de banii de o proteză de genunchi, pui două șolduri. Deci și banii sunt, da, e ca să dai la mai multă lume posibilitatea asta. Și mai este o discuție că proteza genunchi e un pic mai delicată tehnic și încă nu avem nici colegii Reșița, nici noi. Îl considerăm noi în mod modest, așa că nu credem încă că suntem îndeajuns de stăpâni pe tehnica proteziei de șold, de genunchi, da. Și atunci, ca să nu facem rău, prefer să ții toate argumentele în mână și să socotești în mod judicios și moral lucrurile astea. Da. Deci am făcut-o și pe asta, da. Da. Despre ce mai vorbim? Despre relația medic-pacient. N-am terminat asta. Este o relație nesfârșită. Este un fluviu, relația medic-pacient. Ea este un izvor de înțelepciune pentru medic. Medicul va învăța toată viața sa până la deci bătrânețe, va învăța ceva în cursul relației sale cu pacientul. Da. Trebuie doar să țină ochii deschiși medicul și să înțeleagă tot ce se întâmplă în jurul său și să-l privească pe acela ca pe seamănul său, care este pus din datoria sa profesională și datoria sa de om, că așa și-a asumat această sarcină de a face bine. Da? Și să și beneficieze de chestia asta din punctul său de vedere, să îmbogățească pe sine, să învețe ceva din relația, nu doar pacientul, și medicul învață din relația cu pacientul său. Învață mult, învață, se îmbogățește, se mereu, da. V-a spus acea întâmplare în care bătrânul m-a întrebat, de unde știi care e binele meu? Da, îți dă de gândit, nu? Mult după aceea, da. Categoric. Domnule doctor, eu vă mulțumesc. Eu. Și vă mai aștept și mă bucur că ați acceptat invitația asta într-un moment delicat pentru medicină și pentru medici, da. Să știți. Nu cum să spun. În mod normal n-ar trebui să fie un moment foarte delicat, pentru că profesia merge înainte. Și tot așa, în mod normal, profesia medicală nu ar trebui să iasă în stradă cu orice prilej, adică să dovedească ceva prin cuvinte, prin poziții, prin apariții, prin nu știu ce. Nu, faptele noastre sunt vorbele noastre. Noi nu lucrăm din vorbe, noi lucrăm din fapte. Și faptele sunt milioanele de pacienți care intră în spitalele noastre și ies vindecați de acolo, sunt milioanele de pacienți care vin în cabinetele medicilor de familie în fiecare an. Și nu sunt vorbe acestea, se poate vorbi pe decontare de la casa de asigurări. Vorbim numai de cele care sunt decontate de casă, care sunt evidențiate contabil, nu greșești la contabilitate. Sunt milioane de fiecare an. Și că se întâmplă, da, rata neconformităților medicale este mare peste tot. Rata, cum să spun eu, a morților evitabile. Toată lumea crede că asta este o chestie ce se întâmplă în spital. Moartea evitabilă este o moarte a unuia care nu s-a căutat știind că are diabet, nu s-a căutat știind că are cardiopatie ischemică, nu și-a respectat indicațiile știind că are stenoză de carotidă. Asta este o moarte evitabilă, nu moartea aceea care se întâmplă că a murit ăla, că l-a călcat trenul și l-a tăiat în două și a murit în spital. Da, și aia este evitabil, că nu trebuia să-l calce trenul. Deci acelea sunt morțile evitabile, nu sunt morți evitabile datorate sistemului sanitar. Așa se judecă moartea evitabilă. Și atunci, noi ar trebui să vorbim despre principiile medicinii. Putem să o facem, da. Putem să o facem cu orice ocazie, dar poate după alegerile de la colegiu, că în septembrie vor fi alegerile județene, da. Unde candidez și voi candida și la național și așa mai departe. Va trebui să vorbim despre principiile medicinii, despre principiul specializării, adică fiecare doctor trebuie să facă doar specialitatea pe care o are. Că de-aia am făcut mai multe, am făcut și chirurgie, și ortopedie, și legal, am făcut și endoscopie digestivă. Dumneavoastră. Da, da, ca să poți face mai multe, să oferi mai mult pacientului tău pe care să-l poți vedea ca pe un întreg, nu ca pe o bucățică. Nu să înțelegi omul care intră în sistemul sanitar ca un butuc de brad și iese ca o cutie de chibrituri. El trebuie să iasă tot butuc de brad.
dar prelucrat și propusător. Nu spart într-o mie de specialități, ci interpretat și preluat și îngrijit ca un întreg. Nu ca o chestie descompusă în elemente, unul se va ocupa de urinichi, altul de urinichi, altul, unul de ochiul drept, altul de ochiul stâng, și nimeni să nu integreze în mod holistic pe acel om, în mod întreg. Da. Vă mulțumesc, așa cum spuneam, dar în primul rând le mulțumesc telespectatorilor noștri, urându-le o seară excelentă în continuare, la revedere!